doctorul prea iubit. Beautiful. Dacă știam de el, îmi luam și eu cămașă neagră. So we have to start from which number again? 5. O să reluăm cu numărul 5, că am înțeles că unii n-au notat. Number 4. Ah, sau 4. Number 4 is to have a large and successful ministerial team. Numărul 4 era să ai o lucrare de slujitori destul de largă și ca să aibă succes. Number 5 is to have a mega church. Numărul 5 era să ai o biserică mare sau that's mega church. A large church. O biserică mare. When the church is not breaking up all the time. Când biserica, the church becomes large. Când biserica nu se tot rupe, atunci ea crește. E logic. Number 6. Numărul 6 is to have a long lasting ministry. Este să ai o lucrare durabilă. O lucrare care ține în timp. Long lasting ministry that you care are durează. For, you are there for years and years and years and years. Ea continuă după ani și ani și ani. It takes loyalty to stay on for years. Ca să rămâi acolo ai nevoie de loialitate. And then number 7. Și apoi numărul 7 is to have your full reward. Ca să ai ca să-ți aducă răsplătire lucrarea ta, ca să ai o răsplătire de plină, now, ai nevoie de loialitate. Full reward is because when we get to heaven, one of the dear words we hear from our master is well done, thou good and faithful, that is loyal servant. Vis-a-vis de avea o răsplată de plină, avem textul acela din Scripturi că atunci când o să ajungem în fața Tatălui nostru din ceruri, o să ni se spună vină un rob bun și credincios și loial. There are rewards for loyalty. Există o răsplătire care vine în urma loialității. You reap all you've labored for. Primești răsplătire pentru ceea ce ai trăit. And that you hear the dear words from our Savior, well done. Și o să auzi aceste cuvinte, bine ai făcut. Bine, rob bun și credincios. And well done is to good and faithful. That is good and loyal servant. Și ai făcut bine înseamnă că ai fost credincios. Ai fost bun în credincioșia ta ca și slujitor. Beautiful. Is it a good time to give everybody their copy now? I want to give you a copy of the book Loyalty and Disloyalty. Vreau să vă dau o copie a cărții Loialitate și Neloialitate sau Lipsă de Loialitate. For free, a gift to you. Vreau să dau să fac cadou. Beautiful. Is that a good time? Yes. You can share it very quickly now. Yes, I think you should help them. Yes, quickly. It's a blessing, isn't it? Este o binecuvântare, nu-i așa? Now, my next topic on loyalty and disloyalty. Următoarea temă pe acest subiect al loialității și lipsei de loialitate. Is something to help you. Este un lucru care vă va ajuta to see when somebody is becoming disloyal. Să vedeți atunci când cineva nu mai este loial. Cum poți să observi când cineva nu mai îți este loial? Or when you are becoming disloyal. Sau atunci când tu însuți nu mai ești loial. Is it like in medicine? In medicine. Este ca și în medicină. There are different diseases. Sunt diferite boli. Now, diseases and sicknesses have symptoms. Și aceste boli se manifestă prin simptome. That is, there are signs for it. Și acestea sunt semne. So when you see it, you know that this person is developing this problem. Și tu știi că aceste simptome apar în această problemă. When you go to the doctor, și când te duci la medic, the doctor doesn't know what is wrong with you. Doctorul nu are cum să știe ce nu e în regulă cu tine. But when you start telling the doctor what you have seen, then the doctor will give you the name of the problem you have. Dar pe măsură ce îi spui doctorului ceea ce ai experimentat, medicul va pricepe
ce e în neregulă cu tine. So you see a condition like diabetes. De exemplu, dacă discutăm despre diabet, there are different types of diabetes. Sunt diferite tipuri de diabet. But you see that one of the signs that you say the person starts drinking a lot. De exemplu, unul din simptome sau din semne este că oamenii care au diabet beau foarte multă apă. And then they need to urinate a lot. Și, bineînțeles, dacă beau multă apă, trebuie să urineze mult. Sometimes there's even weight loss. Și uneori pierd în greutate. So there all these things point to something. Toate aceste lucruri vorbesc despre ceva sau arată înspre ceva. You see, one of the things that will be investigated is, do you have this problem? Și atunci când te duci la cineva care te investigează, te întreabă, ai avut astfel de simptome, ai avut astfel de probleme? So signs and symptoms are also very important in Christianity and in the ministry. Semnele și simptomele sunt foarte importante și în viața noastră de credință. You hardly catch somebody doing something bad. Okay. You have to use symptoms and signs to know what is going on. Ca să observi la cineva că lucrurile nu sunt în regulă, trebuie să observi simptomele și semnele pe care acea persoană le manifestă, indiferent de aria despre care vorbim. So you must always look out for the signs. Întotdeauna te uiți după semne. In yourself, chiar și în tine însuți. And in the people around you. Și în cei din jurul tău. Because the signs will tell you that something bad or something wrong is happening. Pentru că semnele acestea îți vor spune că ceva în neregulă se întâmplă. So that it can be treated and corrected. Așa că acel lucru trebuie corectat, trebuie tratat. Hallelujah. Hallelujah. So my next topic is called stages of disloyalty. Așa că următoarea temă pe care o vom expune aici este stagiile sau stadiile neloialității. Stages of disloyalty. Stadiile sau lipsei de loialitate. And one of the good examples of somebody who was disloyal is Absalom. Și un exemplu bun în această direcție din Scripturi îl reprezintă Absalom. So a lot of our examples will be about Absalom. Așa că multe din lucrurile pe care le vom discuta sunt din viața lui Absalom sau le vedem, le regăsim în viața lui Absalom. Absalom will help us understand how somebody can become disloyal. Și acest tânăr, sau uitându-ne în viața acestui om, putem observa semnele sau direcția în care lucrurile curg în viața cuiva care devine neloial. How someone can become unfaithful. Cum cineva poate să devină necredincios sau să meargă în direcția necredincioșiei. You see, nobody just wakes up one day and the person is disloyal or unfaithful or rebellious. Nimeni nu se trezește așa brusc într-o dimineață și devine necredincios sau dovedește lipsă de loialitate peste noapte. It happens in stages. Ai nevoie, se întâmplă, totul este progresiv. And when you are trained or when you have learned, you will see that this person is changing. Așa că pe măsură ce înveți și ești antrenat în această direcție, poți să observi aceste lucruri. This person is becoming a different person. Observ că persoana respectivă s-a schimbat, nu mai este aceeași. So that's why the chapter stages of disloyalty is very important. De aceea această temă sau acest subiect al stadiilor neloialității este o temă importantă. Because we have to learn to detect disloyalty. Pentru că trebuie să învățăm pe ceilalți cum să detecteze lipsa de loialitate. You have to spot it and spot it early. Trebuie să o identifici rapid. If some diseases are seen early, it can be controlled and treated. Dacă anumite boli sunt descoperite incipient, rapid, pot să fie tratate corespunzător și chiar complet. Sometimes the thing is not spotted early because the person doesn't even know that this thing that I'm looking at is a problem. Și uneori nu descoperim incipient anumite boli pentru că persoana respectivă nu știe că ceea ce se întâmplă cu ea însăși nu este în neregulă. Especially things like cancer. Dacă discutăm de exemplu despre cancer. Cancer like in the breast. De exemplu, cancerul la sân. Cancer in the colon. Sau cancerul de colon. Prostate cancer. Sau de prostată. All these things give off early signs.
Toate acestea ne oferă semne timpurii. But when you are not trained, you wouldn't even know that this thing, it means something very, very, very important. Dar dacă nu cunoști nimic cu privire la aceste, la această simptomatologie, nu o să știi să o recunoști atunci când ea apare. That it's like a question of life and death. Și la urma urmei este o chestiune de viață și de moarte aici. I went to a public washroom once. Public toilet. Am fost odată la un WC public, la o toaletă publică. And you see, men in our, when we go to the washroom. Și ne ducem toți la toaletă. We all just stand there and wee-wee. We stand there and urinate. Da, și stăm acolo, pricepeți dumneavoastră. So we can see each other. Și ne putem observa unul pe celălalt. E vorba de bărbați aici. Now, as I was standing there doing my business. Și în timp ce îmi desfășuram activitatea. This other person came to do his business. A venit o altă persoană la rândul ei să-și desfășoare activitatea. But I realized that the time that I was there, done my business and finished leaving. Și am observat că în timp ce eu am terminat ce aveam de făcut acolo, he was still there having difficulty to pass his urine. El era încă acolo cu dificultăți serioase de a urina. Now I don't know whether he's been to the doctor or he knows the problem or whatever. Nu știu dacă a fost sau nu la medic și dacă cunoștea sau nu ce se întâmplă cu el. But just looking at him, dar doar privindu-l, I was thinking to myself that this thing it can be a sign of life and death. Mi-am dat seama că ceea ce se întâmplă cu persoana respectivă poate fi o chestiune de viață și de moarte. Because it's a sign of something. Pentru că era un semn care arăta că ceva nu e în regulă acolo. That yours is, I mean, it could mean different, it could mean a lot of things. I mean, some that is nothing, it could also mean something that is, but it is not normal. Dar nu era, ceea ce s-a întâmplat cu persoana respectivă nu era normal. Putea să fie multe lucruri la mijloc, dar oricum, ceea ce s-a întâmplat cu persoana respectivă nu era un lucru normal. To stand there and then the stream is low or it's not even coming like in drops. Să te stai acolo și să te chinui, pur și simplu nici nu exista, hai să o luăm așa, vă spun direct, nu exista jet, ci doar picuri. Yes, picuri. Drops. I'm doctor. Yes. So you see that as a person it's like he does in drops, then he leaves. Și abia s-a chinuit el să facă ceva acolo și apoi să plece. And then in a few minutes, it's like I need to go again. Și după câteva minute trebuie să se întoarcă. Because everything is not emptied in the bladder. Pentru că vezica nu s-a golit. Simplu. So there's an obstruction. Există o obstrucționare acolo, obstrucție acolo. But if you don't know, da, dacă nu știi what it is, okay. you will think it's nothing, it's normal. Da, dacă nu știi, te gândești, mă, pentru perioada asta poate e normal. It's not a major problem. Nu e o problemă, o chestiune majoră. It's not a serious problem. Nu e o chestiune serioasă. But the prostate could have become cancerous. Dar prostata poate să devină canceroasă. So when you are in the church now, așa că acum suntem în biserică. You have to know, și în biserică trebuie să cunoști what people's what when someone is behaving in a certain way, what does it mean? Când cineva începe să se comporte în neregulă, trebuie să recunoști simptomele respective, semnele respective. So that you can spot disloyalty early. Așa încât să poți identifica în fază incipientă, rapid, acea problemă a neloialității. Altfel o să crezi că ai cele mai bune persoane în jurul tău. So stage number one, așa că stadiul numărul 1 of disloyalty, al lipsei de loialitate, is when the person develops what we call an independent spirit. Este atunci când o persoană dezvoltă ceea ce noi numim un spirit independent sau de independență. Independent spirit is a sign that the person is on the road to becoming disloyal. Spiritul de independență este un semn că persoana respectivă a început să umple pe drumul care duce la lipsă de loialitate. As soon as you see independence in yourself or in somebody else in the church, you should know that this person is likely to become disloyal. Așa că imediat ce identifici în tine sau în ceilalți acest spirit de independență, trebuie să înțelegi că fie tu, fie persoana respectivă
se îndreaptă pe drumul sau a început să umble pe drumul care duce la neloialitate. Now what is independence? Ce este independența? Independence is when I do my own thing. Independența este atunci când eu fac ceea ce eu vreau să fac. Independence is when I want to do my own thing regardless of what everybody else is doing, what everybody else is supposed to do. Indiferent ce fac ceilalți sau indiferent ce ar trebui să facă ceilalți, eu fac ceea ce vreau eu să fac. Again, a good example of independence in the human body is cancer. Și un exemplu în această direcție al independenței în lăuntrul nostru este cancerul. When the breast decides that I will grow on my own. Când ceea ce se întâmplă acolo, un sân decide că o ia pe propriul drum. It's like I'm going to grow. Something in it decides that I'm going to grow. Tumoarea aceea din lăuntrul decide de sine stătătoare că vrea să crească și să-și facă propria să-și urmeze propria cale. It's not like the whole body is putting on weight. It's not like the whole body is putting on weight. Nu este ca și cum tot trupul ar aștepta acest lucru. But just one part of the body, this one, right breast, says that I am growing. Doar această parte a trupului, sânul drept. O iar asta. So you see that it just begins to grow and begins to multiply. Și celulele acelea canceroase încep să crească și să se mulțească necontrolat. And that can lead to the death of the body. Și acest comportament poate să ducă la decesul trupului. Or the knee. În întregime. Or the knee decides that I'm growing. Sau apare o tumoare la genunchi și tumoarea decide de la sine putere că trebuie să crească. I'm going to become big. Și devine din ce în ce mai mare. I am becoming big. Și din ce în ce mai mare. You even see that the rest of your body even begins to be small, and then that one is big. Și trupul în general, în rest, slăbește, doar tumoarea crește. So when you have an independent person in the church. Așa că dacă ai o persoană care dezvoltă independență în cadrul bisericii, it's like whilst we are all doing this, the person decides that I am doing my own thing. Toți fac un anumit lucru, persoana respectivă decide să o ia pe propria ei cale. It's like we're all going for a pastor's conference. Noi toți mergem la o conferință pastorală. The person with the independent spirit will say that I am going to fast and pray. Persoana cu spirit de independență spune eu stau acasă să postez și să mă rog. Or you have a choir. Sau ai un cor. We are all wearing blue today. Și toți și poartă robe albastre azi. The chorister with an independent spirit will say that I'm not wearing blue, I will wear red. Și coristul cu spirit de independență spune, eu nu mă îmbrac în albastru, eu mă îmbrac în roșu. I will do my own thing. Eu urmez propria mea cale. I'm not a team player. Eu nu joc în echipă. I won't do what everybody wants to do. Nu fac ceea ce fac toți ceilalți. I'm not going to do what we have been told to do. Nu fac ceea ce am fost învățați să facem. Never agree. Nu sunt de acord niciodată. Never accept. Ei nu acceptă niciodată. Never yield. Never give in. Niciodată nu dau. It's like every time I want to do my own thing. Întotdeauna cei cu spirit de independență vor să urmeze propria lor cale, să-și facă propria lor voie. You see, Romania, în România, is independent of Britain. România este independentă față de Marea Britanie. So there's no holiday in Britain that means that Romania must also be on holiday. Așa că dacă există o sărbătoare în Marea Britanie, nu înseamnă că trebuie să se țină neapărat și în România. Or there's no holiday in Romania that means that Britain must also be on holiday. Și dacă România au anumite sărbători, nu înseamnă că și cei din Marea Britanie trebuie să țină sărbătorile românilor. Because the two countries are independent of each other. Pentru că aceste două țări sunt independente una față de cealaltă. But when you are not independent of each other, dar atunci când nu există independență, what happens here, ceea ce se întâmplă aici, affects what happens there. Afectează ceea ce se întâmplă acolo. It affects everything. The means that we are dependent. We need each other. Pentru că există interdependență sau există dependență una față de cealaltă. So look out and see the independent people in the church. Așa că trebuie să te uiți, să observi și să vezi, să recunoști spiritul de independență în biserică. So that you can correct it. Așa încât să-l corectezi. So that you can arrest it early. Așa încât să îl tratezi corespunzător
de vreme. Because it's an early sign of disloyalty. Pentru că există semne incipiente, timpurii ale lipsei de loialitate. Now a good example of someone who was in who had the independent spirit. Un exemplu bun în această direcție al spiritului de independență. Is Joab in the Bible? Joab. Este Joab. Joab. Este Joab. Now the first example of Joab's independence. Primul semn al independenței lui. Was that he killed the commander in chief called Abner. Primul lui semn de independență a fost atunci când el l-a ucis pe Abner. Now in 2 Samuel chapter 3. În Samuel capitolul 3. Abner was, 2 Samuel, capitolul 3, Abner was someone who was overseeing another side of the army of Israel, if you like. Acesta general care conducea un alt corp de armată al poporului Israel. And David also had Joab and co on his side. Și de partea cealaltă era Ioab care conducea armata lui David. Now King David decided to make peace with Abner. Și regele David a decis să facă pace cu Abner. He said, even though Abner has been worrying us and disturbing us, it's okay, I'm going to meet him and make peace with him. Indiferent de ce a fost înainte, a spus David, acum eu vreau să fac pace cu Abner. I'm not going to kill him, I'm not going to do anything to him, and we are going to solve every problem that we have. Nu vreau să-l ucid, nu vreau să-i fac nimic rău, vreau să rezolvăm toate problemele care le-am avut în trecut, să le rezolvăm. So David met with Abner. Așa că David s-a întâlnit cu Abner. And then Abner was on his way back. Și în timp ce Abner se întorcea de la întâlnirea cu David, and then somebody told Joab. Cineva i-a spus lui Ioab, that Abner has come to see the king and the king has allowed Abner to go free. Că Abner tocmai a avut o întâlnire cu David și Abner pleacă liber de la întâlnirea cu David. So Joab, instead of following what his master or his leader or his pastor has decided to do, he's developed an independent mind. Așa că Ioab, independent de ceea ce a decis David, are o altă opinie. And said that I don't agree with my pastor. E ca și cum ai spune, eu nu sunt de acord cu ce a decis pastorul meu. I don't agree with the king. Eu nu sunt de acord cu decizia regelui. How can Abner come and allow Abner to go free of charge? Cum să îl primești pe Abner și apoi să-l lași să plece liber? So Joab organized and brought Abner back. Așa că Ioab a organizat în așa fel încât Abner să se reîntoarcă. And he, Joab, stabbed Abner and killed Abner. Și el, Ioab, l-a ucis pe Abner. Something that his king, his leader, his pastor has decided that we won't do. Joab, with an independent spirit, independent of what King David wanted, killed Abner. Dintr-un spirit de independență, Ioab, împotriva deciziei regelui său David, l-a ucis pe Abner. So people with independent spirits. Așa că oamenii care au acest sau care dezvoltă acest spirit de independență, they do things independent of the leader. Ei lucrează independent față de liderul lor. And that is disloyalty. Și asta este lipsă de loialitate sau neloialitate. Hallelujah. Hallelujah. So that this is 2 Samuel chapter 3. Okay. Now the next example of Joab. Un alt exemplu, tot cu privire la Ioab. You see that Joab, King David has decided that he wants his son Solomon to be king. Regele David a hotărât ca Solomon, fiul său, să îi succeadă la tron. But Joab agreed with Adonijah and made Adonijah king instead of Solomon. Dar Ioab a avut o altă opinie și el l-a susținut pe Adonia ca și rege al lui Israel. And then another example of the independence of Joab. Acesta este un alt exemplu al independenței sau spiritului de independență al lui Ioab. Is that David had a son called Absalom. Asta este un alt exemplu în această direcție. David avea un fiu pe care sau care se numea Absalom. And Absalom was fighting against David. Și Absalom a decis să se răzvrătească și să lupte împotriva lui David. And one of the days when they were going out to fight.
Și într-una din zilele în care erau la luptă, David gave a clear instruction that when you see my son Absalom, don't kill him. His words were, deal gently with my son Absalom. Deal gently with him. David a dat următoarea poruncă. Dacă îl veți găsi pe Absalom, să-l tratați cu blândețe. And Joab is the commander of the army. Și Joab este generalul sau comandantul armatei lui David. He's like the general, the top man. Este băiatul din vârful piramidei. So when they went out fighting, așa că atunci când au mers la luptă, a young boy came to tell Joab that we have seen Absalom stuck in the trees. His hair has caught him in the trees, in the bush, in the forest. Un tânăr vine și îl anunță pe Joab că Absalom a rămas blocat în crengi, cu părul în crengile unui copac. And Joab said, why didn't you kill him? Și Joab mirat îi spune, dar de ce nu l-ai omorât? And the young boy said that I can't kill him because we were all there and we heard the king saying that do not kill my son. Și tânărul îi răspunde lui Joab, cum aș putea eu să-l ucid pe Absalom când cu toții am auzit decizia regelui David de a nu-l ucide, ba din potrivă, de a-l trata cu blândețe. You wouldn't believe it that Joab took 3 darts and went to Absalom and killed Absalom. Și contrar deciziei regelui, Absalom, Joab ia 3 săgeți și îl ucide pe Absalom. Now this is somebody who has an independent spirit. Acesta este Joab care dezvoltase un spirit de independență. He never left King David. El nu l-a părăsit niciodată pe regele David. He never left him. Niciodată nu l-a părăsit pe David. He stayed with him to the death of David. A rămas lângă David până la moartea lui. He served him till his end. A rămas împreună cu el până la sfârșitul vieții lui. But he had an independent spirit. Dar avea în el un spirit de independență. He didn't progress to breaking away and leaving King David. He stayed with him, but he stayed with him with an independent spirit. El nu a mers până acolo încât să se despartă de David, dar acest spirit de independență a continuat să crească în el. It's like I am with you, I won't leave you, but I will do what I want. E ceva de genul, nu te părăsesc, sunt împreună cu tine, dar printre altele fac ceea ce vreau eu. I am around you, I'm not going anywhere, but I will do what I want. Sunt pe aici prin preajmă, nu plec nicăieri, dar fac ceea ce eu vreau să fac. That is an independent spirit. Acesta este un spirit de independență. Now, the second stage, al doilea stadiu of disloyalty, al neloialității sau al lipsei de loialitate. When they progress from independent stage, noi se progresează de la spiritul de independență. The next stage is a stage of offense. Și următorul stadiu, următorul nivel este nivelul ofensei. Offense. Ofensei, da. Yes. That is hurt. I am hurt. I am hurt, offended. I'm offended. Sunt ofensat. A group of people that you should be wary of and notice are people who are offended and have not recovered. Un grup de oameni pe care trebuie să-l observi și cu care trebuie sau pe care trebuie să-l tratezi corespunzător este acel grup de oameni care sunt ofensați de tine sau de ceea ce tu spui. Including ourselves as pastors. Chiar și tu poți să fii în această poziție. Offense is a dangerous spirit. Ofensa este un spirit sau este un duh periculos. A dangerous person is somebody who has not recovered from an offense. O persoană care nu își revine, care nu se recuperează din ofensă, care nu iese din ofensă, este o persoană periculoasă. Always watch people who haven't recovered from an offense. Noi toți suntem oameni care ne-am pocăit la un moment dat de ofensa noastră. Somebody who is hurt and offended can is a dangerous person. O persoană care este în această poziție de a fi ofensată este o persoană periculoasă. Offense is like a door that opens and allows demons to come into someone. Ofensa este ca o ușă deschisă înspre intrarea demonilor în viața noastră. Because you see, when you're offended, you don't have a sweet spirit.
Pentru că atunci când ești ofensat, tu nu ai un duh dulce. The Bible says that a brother who is offended is more difficult to win than taking over a city or cutting through the bars of a castle. Biblia spune că o persoană care este ofensată este mai greu de abordat decât să ataci o cetate sau o fortăreață. It will be easier to attack the city of Romania than to convert a brother who is offended. Este mai ușor să ataci o cetate sau un oraș din România decât să abordezi o persoană ofensată. Asta e ideea. It will be easier for an army to enter Bucharest and take over than a Christian brother in the church who is offended. E mai ușor pentru o armată să intre și să cucerească Bucureștiul decât pentru o persoană sau decât pentru oricine să abordeze o persoană ofensată. Look, an offended person is a dangerous person. O persoană care se confruntă cu ofensa este o persoană periculoasă. As soon as you are working with somebody and the person is offended, mark that person. În data ce vei descoperi o persoană care este ofensată, va trebui să o marchezi, să o identifici. Yeah, that is offended and the person is not getting healed. Pentru că ofensa sau persoana aceea nu s-a vindecat de ofensă. That person is about to betray you. Și acea persoană care nu se vindecă de ofensă este sau are potențial să te trădeze într-o zi. In Matthew chapter 24 and verse 10. În Matei 24:10, the Bible says that and then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. And then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. Spune așa, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții și asta în contextul ofensei. Offense causes betrayal and causes hatred. Ofensa aduce trădare și aduce ură. As soon as the person is not letting go of the hurt, he's not forgiving and dropping the issue, that person is a dangerous person. Dacă persoana care se confruntă cu ofensa nu este dispusă să ierte și să lase acel lucru să plece, acea persoană devine periculoasă. That's what the Bible says, that guard your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. De aceea Biblia spune că trebuie să ne păzim inima pentru că de acolo ies izvoarele vieții. So my dear pastors, let us guard our hearts. Așa că haideți să ne păzim inimile, dragii mei. Let's be quick to forgive. Și să iertăm repede. Let's be quick to let go of the problem. Să lăsăm repede ca problema să plece, să ne vindecăm repede de ofensa noastră. Because as soon as you don't let go of the issue, you become demonized yourself. Pentru că dacă nu lași lucrurile să plece de la tine, dacă nu le lepezi repede de la tine, aceste lucruri pot să devină o ușă prin care demonii să intre în viața ta. Now you start doing things that you are not led by the Holy Spirit, even though you say you are led by the Lord, but you are led by offense. Și o să începi să faci lucruri în care chiar dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu, nu le mai faci condus de Duhul Sfânt, ci le faci condus de ofensă. There are people who you will never hear them say God is leading me to do something unless they are offended. De obicei oamenii nu spun Domnul m-a pus să fac asta decât dacă sunt ofensați. As soon as they are offended, they will say the Lord is leading me to do this. The Lord is leading me to leave the church. The Lord is leading me to move on. I have prayed about it, but the person is really offended. De îndată ce persoana respectivă trăiește sub ofensă, începe să-l scoată pe Dumnezeu la înaintare. Domnul mi-a cerut să fac asta. Domnul m-a pus să fac asta și așa mai departe. You've been with them for years. The Lord has never led them. But as soon as there's a problem and they can't recover, then they say the Lord has led me to start my own ministry. The Lord has led me to leave the church. The Lord has led me to do this. It is the spirit of offense and it is a demon. Ai fost cu el de ani de zile și niciodată nu l-ai auzit folosind această expresie. Domnul mi-a cerut să fac asta. Domnul mă cheamă să fac asta. Și brusc, când persoana respectivă lasă ofensa să crească în viața ei, și devine independentă, brusc începe să spună, Domnul m-a chemat să fac asta, Domnul mi-a cerut să fac cealaltă și așa mai departe. Este spiritul ofensei care crește și se dezvoltă. Absalom,
Absalom was very offended at his father when his brother raped his sister and his father did not do anything about it. Absalom a fost foarte deranjat de atitudinea tatălui său atunci când fratele său i-a violat sora și tatăl său n-a făcut nimic. Aceasta a produs ofensă în viața lui Absalom. Watch people who are offended. Încearcă să-i observi repede pe cei care sunt ofensați. And watch yourself when you become offended. Și uită-te la tine și descoperă rapid în viața ta ofensa. Really watch yourself when you become offended. Uită-te la tine și observă repede atunci când devii ofensat. Even when you become offended, it changes your message. Pentru că atunci când devii ofensat, mesajul tău se schimbă. The way you preach is different. Felul în care predici se schimbă. What you preach about is different. Mesajul sau ceea ce predici, tematica predicilor tale se schimbă. What you say is different. Ceea ce tu spui este diferit acum. Because you are hurt. Pentru că tu ești rănit, ești afectat. Now this leads us to the third stage of disloyalty. Așa că acum mergem la al treilea stadiu al neloialității. The third thing you should look out for and you should spot when someone is becoming disloyal is passivity. Al treilea stadiu pe care îl observi în viața unei persoane care devine neloială este pasivitatea. Passivity. Pasivitatea. Passivity is when I won't say anything about anything anymore. Pasivitatea este acel punct în care eu nu mai spun nimic despre nimic niciodată. So when you have people who talk, who are active, who help, then suddenly they become cool and calm. Meetings, they don't say anything. They won't contribute. They don't have zeal and passion, and they are just calm. It means that they are on stage three of becoming disloyal. Oamenii ăștia care erau plini de zel, oamenii ăștia care erau plini de pasiune, care făceau lucruri, care erau în stânga și în dreapta, dintr-o dată au devenit stană de piatră. Nu mai deranjează pe nimeni, nu mai spun nimic, nu mai au nicio opinie. Oamenii ăștia sunt în stadiu 3 al lipsei de loialitate. People who have an opinion about everything, suddenly they don't have an opinion again. Oamenii care aveau opinii, care își exprimau opinia cu privire la toate lucrurile, acum sunt pasivi, nu mai spun nimic, nu mai au nimic de spus. When you go for a meeting and you ask, what do you think? They'll say, it's okay, they agree with everything. Îl întrebi, ce părere ai despre asta? E ok. Ei sunt de acord cu tot, cu toate. What they are saying is, I don't have anything to say about anything anymore. Ceea ce de fapt ei comunică este, eu nu mai am nimic de spus cu privire la nimic niciodată, sau despre nimic niciodată. In Jeremiah chapter 48 and verse 10. În Ieremia 48 cu 10, dacă am reținut eu bine. The Bible says, cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood. Zice așa, blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Blestemat să fie cel ce își oprește sabia de la măcel. So you can see from this passage that God expects us to be involved in everything. Vedeți, din acest pasaj reiese că Domnul se așteaptă de la noi să fim implicați în tot ceea ce facem. When we are fighting, we should fight together. Atunci când luptăm, luptăm împreună. Not that when we are fighting and then you hold back. Atunci când toți ceilalți luptă, tu nu te retragi. David, King David, Regele David, he used the principle of passivity to kill Uriah. A folosit principiul pasivității ca să-l ucidă pe Urie. Because passivity can kill the church, can kill the leader, can destroy anything beautiful a team is building. Pentru că pasivitatea ucide biserica, ucide liderii, ucide tot ceea ce este frumos în biserică. So he said to Joab. Așa că David îi spune lui Ioab. Put Uriah in the hottest part of the battle. Pune-l pe Urie în cel mai în cel mai intens punct, în cel mai periculos punct al bătăliei. And when the battle gets hot, și când se încinge lumea la luptă, tell everybody apart from Uriah to hold back. Cere-le tuturor, cu excepția lui Urie, să se retragă. It's like let's watch him fight alone. Și lasă-l pe Urie să lupte de unul singur.
So Joab put Uriah in the hottest part of the battle. Așa că Ioab l-a pus pe Urie în punctul nevralgic al luptei. When arrows were flying. Și când săgețile au început să zboare, and heads were being cut off. Și capetele au început să fie tăiate. Then Joab told the rest of the army, come back. Ioab a dat ordin ca restul armatei, cu excepția lui Urie, să se retragă. Become passive. Să devină pasivi. Don't fight. Să nu mai lupte. Leave Uriah there alone. Lăsați-l pe Urie singur. That is how Uriah got killed. Și în felul ăsta a fost ucis. When you are surrounded by passive people. Când ești înconjurat de oameni pasivi. Whilst you are fighting. În loc să lupte, whilst you are seriously engaged in a battle of building the church, establishing souls, winning souls for God, and then the people around you are just watching you on. În timp ce tu ești plin de pasiune și ești implicat în a câștiga pentru Hristos, a face lucrurile într-o direcție sau alta în biserică, oamenii să fie pasivi în jurul tău și să te lase singur. It will kill the ministry. În felul acesta lucrarea moare. It can even kill you physically. Și în felul ăsta tu poți să fii ucis chiar și fizic. Because you suffer from a burnout, you can't do everything alone. Pentru că tu ai făcut tot ceea ce e posibil și ceilalți te-au lăsat singur. You need people to help you. Ai nevoie de oameni cu care să te înconjori și care să-ți fie de ajutor. You need people to fight with you. Ai nevoie de oameni care să lupte împreună cu tine. Passivity is a ministry killer. Pasivitatea ucide lucrarea. When people hold back. Când oamenii se retrag. I won't say anything about anything anymore. Și nu mai au de spus nimic cu privire la orice niciodată. You will see in 2 Samuel chapter 13 in verse 22. 2 Samuel capitolul 13 cu versetul 22. When Absalom had become passive. Când Absalom a devenit pasiv. Because Amnon his brother has raped his sister Tamar. Pentru că Amnon a violat-o pe Tamar și tatălui n-a făcut nimic. The Bible says that and Absalom spake unto his brother Amnon neither good nor bad. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon. Usually when people are offended, they become passive. Atunci când oamenii sunt ofensați, devin pasivi. They don't say anything anymore. Nu mai au nimic de spus. But it doesn't mean that they are with you. Dar nu înseamnă că așa stau lucrurile de fapt. When somebody is quiet, it doesn't mean they agree. Când cineva este tăcut, nu înseamnă că e de acord. Most of the time, quiet people don't agree with what is being said or what is being done or what is going on. De cele mai multe ori, cei care nu spun nimic, de fapt, nu sunt în acord cu ceea ce se spune sau se face. Because if you agree, you will talk. Pentru că dacă ești de acord, spui ceva. If you agree, you will contribute. Contribui. If you agree, you will support. Dacă ești de acord, vii cu suportul tău, cu ajutorul tău, cu sprijinul tău. Absalom said nothing. Absalom nu a spus nimic. To his brother who has raped his sister. Fratelui său care tocmai îi violase sora. I mean, come on, he said nothing. El n-a avut nimic de spus. For 2 years he said nothing, not good or bad, nothing. 20 de ani n-a spus nimic, nici de bine, nici de rău. And then after 2 years, 2 ani, am înțeles 20. După 2 ani, he invites Amnon to a party. L-a chemat pe Amnon la un kermes. When somebody has not spoken to you for 2 years and he invites you for a party, please don't go. Dacă cineva care l-a vorbit cu tine de 2 ani te cheamă la o petrecere, te rog, nu te du. Don't go to that party. Nu te du la petrecerea aia. It's a dangerous party. E periculoasă, rău. You can be killed at that party. S-ar putea să rămâi fără cap. So he invited Amnon to the party. Așa că l-a chemat pe fratele lui Amnon la petrecere. And he told his servants. Și pe toți ceilalți frații lui, practic i-a chemat pe toți. Today is my day of revenge. Astăzi este ziua mea de răzbunare. When Amnon comes. Când vine Amnon, give him a lot of drink. Dați-i să bea fără măsură. When he is drunk. Și când îi beat bine. And he is happy. Sau rău. And he is fericit. And he is singing. Și când cântă. And he is dancing. Și când dansează. You will see him at his table, he will stand up. Și îl vedeți acolo la masa lui, atunci se va ridica. And he will hold the hands of the people on his table and they'll start dancing. Și să-i luați mâna și să începe să dansați împreună cu el.
it means he's drunk. Și să îl imitați în ceea ce face. When you see Amnon dancing. Și când îl vedeți pe Amnon dansând. He said, smite him. Atunci să-l loviți. Kill him. Și să-l ucideți. Kill him. Ucideți-l. Kill him. Ucideți-l. In 2 Samuel 13:28, he said, when you see him happy, merry, when he is merry, kill him. Când îl vedeți atunci când este fericit, ucideți-l. A passive person. O persoană pasivă. That's the person who hasn't spoken for 2 years. O persoană care n-a spus nimic 2 ani de zile. That's the person who has nothing to say. Care n-a avut nimic de spus 2 ani de zile. Nothing to say about anything. Despre nimic. Sau despre orice. Watch the guy in your church who has nothing to say. Trebuie să fii atent la oamenii ăștia din biserica ta. He's a dangerous person. Pentru că persoanele astea sunt periculoase. He has become dangerous. Au devenit periculoase. He's not a church builder. Ăștia nu sunt oameni care să te ajute la edificarea bisericii. He is not a ministry builder. Ăștia nu ajută la edificarea lucrării. He has become a danger to the ministry. Ci au devenit un pericol pentru lucrare. Mark him. Marchează-i. Hallelujah. 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 Now the fourth stage. Al patrulea stadiu. Stage number 4. Stadiul numărul 4 sau etapa numărul 4. Stage number 1 is what? As in what stage number 1? Care era stadiul numărul 1? Independence. Independence. Spirit. Stage number 2 is what? Al doilea? Offense. Offense. Stage number 3. Al treilea? Passivity. Passivity. Stage number 4 is the critical stage. Stadiul numărul 4 sau stadiul numărul 4 este stadiul critic. That is the stage where you start criticizing. Ah, sau stadiul criticii, când omul începe să te critique. Critice. 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 Where you start criticizing. Când începi să critici. That is now the person doesn't see anything nice about the church and the ministry and the pastor anymore. Acum persoana asta nu mai are de spus absolut nimic bun despre biserică, despre lucrare, despre echipa pastorală. Nimic bun. Is it somebody used to say, I'm so blessed. Cineva spune, sunt atât de binecuvântat. I really like this church. Chiar îmi place biserica asta. I really like your ministry. Și chiar îmi place lucrarea asta. It's such a beautiful ministry. Este așa de minunată. Now the person only sees faults. Și persoana asta care așa arăta înainte, acum vede totul pe dos. Now the person says, the service is too long. Serviciile sunt prea lungi. Praise and worship is too short. Timpul de închinare e prea scurt. The service starts too late. Și ăștia încep prea târziu. I don't like the pastor's shoes. Și nici nu-mi plac păpucii pe care îi poartă păstorul. Why is the pastor wearing black shoes now? He should wear brown shoes. De ce are păpuci negri când trebuia să aibă păpuci maro? Why is the pastor's wife changing her bag every day? De ce soția schimbă ce arme? Că n-am priceput. Geanta. De ce schimbă geanta? Păi că e femeie de aia. Okay. What? I said because she is a woman. Why? He's adding to my preaching. Sorry. Why is the pastor's wife changing her hairstyle every time? De ce schimbă coafura de fiecare dată? Because she's a woman. Is it now the person, instead of seeing nice things, has become a fault finder? Și acum băiatul ăsta care avea așa de multe lucruri de bune de spus a devenit un vânător de greșeli. The person has become a fault finder. A devenit un vânător de greșeli. Criticizing. Critică. When you see yourself criticizing, you are at stage 4 on the journey to becoming disloyal. Când ai ajuns să critici toate lucrurile, ești în stadiul numărul 4 al căii spre neloialitate sau spre lipsă de loialitate. When you see somebody in your church now criticizing things in the church, asking you, pastor, why don't we do this? Why do we do it like this? Why don't we do it another way? The person is at stage 4. Când vezi pe cineva care brusc critică totul, pastore, de ce ai făcut asta? De ce ai făcut cealaltă? De ce o facem așa? De ce facem invers? Persoana respectivă a ajuns la stadiul 4 al criticii. Always remember that person.
How they used to say, I'm so blessed. I really like this church. This church is home for me. I thank God for bringing me to this church. Oh, pastor, I'm so grateful. I really like your message. I really like this church. Then suddenly the person starts asking, why is this like this? Why do we do things this way? Why don't we do it this way? It's stage 4. Acea persoană care spunea, sunt atât de binecuvântat că sunt în biserica asta, sunt atât de binecuvântat de ceea ce se întâmplă, de ce se predică, de închinare și așa mai departe. Dintr-o dată persoana asta pune întrebări cu privire la toate lucrurile, nu mai este mulțumită de absolut nimic. Este în stadiu 4. And nobody does well around people who criticize him. Și pentru unul care a ajuns în stadiul 4 al criticii, nimic nu se mai întâmplă bine, nimeni nu mai face lucrurile ok. Somebody who loves you won't criticize you. Cineva care te iubește nu te critică. There's nobody perfect. Nimeni nu-i perfect. Who is perfect? Cine e perfect? Is anybody perfect here? E vreunul perfect pe aici? Mr. Perfect, where are you? Unde e acel perfect? Miss Perfect, did you come? Doamna Perfect? Pastor Perfect, where are you? Reverend Perfect, where are you? Pastorul Perfect, unde e? Nobody is perfect. Nimeni nu este perfect. The Bible says that love covers a multitude of sins. Biblia spune că dragostea acoperă o multitudine sau o mulțime de o sumedenie în cornilescu de păcate. When somebody has the eyes of love, dacă ai ochii iubirii, the eyes of faithfulness, și ochii credincioșiei, the eyes of loyalty, ai loialității, it covers a lot of your mistakes. Ești dispus să acoperi o mulțime de greșeli și nu critici. The person knows that you are not perfect. Știi că persoana respectivă nu e perfectă? But I can be with you. Dar poți să urmezi pe persoana, să urmezi pe persoana respectivă. Poți să stai alături de ea. We can live together. Poți să faci lucrurile împreună cu persoana respectivă. When people are in love, când oamenii pe care îi iubesc, they don't complain about anything. They don't complain about anything. Nu se plâng de absolut nimic. That's why sometimes it's surprising that after marriage then they start seeing problems. Interesant că după căsătorie încep să se vadă probleme. Because it's like before everything is perfect. Înainte totul a fost perfect. Everything is okay. Totul era ok. Because they are using the eyes of love. Pentru că se privea prin ochii dragostei. The eyes of faithfulness. Ochii credincioșiei. The eyes of loyalty. Ochii loialității. As soon as someone starts criticizing. Când cineva începe să critique, you should know that something is falling off there, or something has affected them. Trebuie să înțelegi că ceva s-a întâmplat. Persoana respectivă a fost afectată de ceva. In Numbers chapter 12. În Numeri capitolul 12. Verse 1, the Bible says that. 12:1. And Miriam and Aaron spake against Moses. Spune că Miriam și cu Aaron au început să vorbească împotriva lui Moise. She had followed Moses all the way from Egypt. I didn't get it. She had followed Miriam and Aaron had followed Moses faithfully all the way from Egypt, out of Egypt. Aaron și cu Miriam l-au urmat pe Moise cu credincioșie și au ieșit împreună cu el din Egipt. That's in Exodus. They have come out. Vedem asta în cartea Exod. Au ieșit împreună cu Moise. Now they've arrived at the Promised Land, a place of rest rather. They have now started criticizing Moses because of a woman he has married. Și acum, în timp ce erau în drumul spre țara promisă, au început să-l critique pe Moise pentru că avea o soție mai diferită de celelalte doamne din tabără. You see, let me tell you something. If you are looking for a fault, dacă vei căuta o greșeală, you always find it. Întotdeauna o să găsești greșeala. If it's a fault you are looking for, you always find it. Dacă asta cauți, o greșeală, întotdeauna o să nimerești. Once you are looking for it, you will find it. Dacă într-adevăr cauți o greșeală sau dacă vei căuta ceva anume, cu siguranță vei găsi acel lucru. It's not difficult to find faults. Nu e dificil să găsești greșeli. But when you are faithful, dar atunci când ești credincios, you don't major on faults. Atunci nu ești concentrat pe greșeli. You major on the strength, what can build us up. Ci ești concentrat pe lucrurile care aduc unitate, pe lucrurile care construiesc. As soon as Miriam and Aaron decided to look for faults, they found one with Moses. De îndată ce Miriam și Aaron au început să vâneze greșeli, au și găsit greșeala în Moise. And that was the end of Miriam. Și știm
care sau acesta a fost sfârșitul acestei povești. Stage 5. Stadiul 5. Stage 5. Stadiul 5. I have to move quickly now. Stage 5 is the political stage. Stadiul 5 este stadiul politic. Political stage. Stadiul politic. When you reach stage 5, you become political. Atunci când atingi stadiul 5, devii dintr-o dată un politician. What is politics? Ce este politica? When people become political, what când oamenii devin politicieni. What it means is that I want you on my side. Ce înseamnă că te vreau pe tine de partea mea? I want you to be on my side and not on his side. Eu te vreau de partea mea, nu să nu te duci de partea lui, să fii de partea mea. Not that we are all serving God. Deși noi toți îl slujim pe același Dumnezeu. And we are all following the vision that God has given to our pastor. Sau în loc ca noi să înțelegem că toți îl slujim pe Dumnezeu și că trebuie să urmăm viziunea păstorului nostru. But now come on my side. Dar acum lasă astea, acum tu trebuie să fii de partea mea. A few years ago, cu câțiva ani în urmă, I saw a certain politician. Am văzut niște politicieni. He went to a politician in Europe. Am văzut un politician din Europa. He went to a charismatic church. S-a dus la o biserică carismatică. I mean a church that speaks in tongues and has all nights. O biserică care vorbește în limbi și toată noaptea sau toată seara. He was in a meeting where the people were shouting kalaba shandala balabalaba yadele bebe. He was standing there on stage. El s-a dus pe sau în biserica asta unde toți vorbeau în limbi și el stătea așa pe scenă. He was there. El era acolo. And all the Christians were happy. Și toți copiii Domnului erau bucuroși. They said our leader has gone to church. Our leader has gone to church. Liderul nostru a mers la biserică. Our leader is a Christian. Liderul nostru este creștin acum. He goes to church. El se duce la biserică. Where we are shouting in tongues, he was there. În timp ce noi vorbeam în limbi, el era acolo. He even spoke to the congregation. Și a și vorbit congregației. Then, și apoi, a few weeks after, câteva săptămâni mai târziu, you see, he went to church because they were about to elections was coming. El s-a dus la biserică pentru că urmau alegerile. So a few weeks later, așa că câteva săptămâni mai târziu, we saw him on the television. L-am văzut pe sticlă. He has gone to a temple. He has gone to a temple of another religion. S-a dus la un templu al unei alte religii. The leader of that country. Și liderul acelei țări. We all saw him on television. De asemenea, avea legături cu televiziunea. Entering the temple, he had to take off his shoes. Și atunci când mi-e mai greu să fac asta. And take off his socks. Și când a intrat în templu, s-a descălțat și și-a dat jos și șosetele. Take off his socks before you have to take it all off before you enter the temple. Înainte să intre în templu, s-a descălțat și a dat jos și șosetele. He took all off. Totul, s-a descălțat și s-a dat jos. The great and important person. Această persoană importantă. And then at the temple. Când a ajuns la templu. He has to kneel down before he enters. A trebuit să îngenuncheze acolo în templu. He has to do this, and the person was with tongue talking people. Kalaba shandala balaba laba. He has taken his shoes off, taking his socks off, and now he's at the temple like this. Acea persoană care cu câteva săptămâni înainte fusese în acea biserică plină de Duhul Sfânt, acum s-a descălțat și a dat jos și șosetele, a intrat în templu și s-a închinat în acel templu păgân. And then afterwards, și după asta, they had to put a sign on his forehead. A trebuit să-i pună un semn aici între ochi. So he stood there, they put a sign on his forehead. Și au pus aici acel semn. He did everything that has to be done. A făcut tot ceea ce se cerea. A few weeks later he was voted back into office. Și câteva săptămâni mai târziu a fost votat. Because all he was doing is be on my side. Pentru că tot ceea ce el a cerut a fost fiți de partea mea. I like you. Vă plac. I can relate with you people. Eu pot să mă relaționez la voi. I can relate with those who speak in tongues. Pot să mă duc și să fiu și în mijlocul celor care vorbesc în alte limbi. I can relate with those who take off their shoes and their socks. Sunt compatibil și cu aia care îmi cer să mă descalț și să-mi dau și șosetele jos. And then I can relate with the gay people. Și pot să mă relaționez și la gay. Anything you are, I can do it. Pot să fac tot ceea ce trebuie făcut.
Anywhere you are, I can flow with you. Oriunde mă duceți, eu mă potrivesc. I have to put my shoes on. He didn't take his shoes off. He was being independent. It was harder for me to do it. As independent, nu mi-am dat șosetele jos, lici pe pucii. I'm joking. You are glad that I didn't do it. Yes, I'm very happy. I-a spus că e bucuros că l-am făcut. So you will see that when someone becomes political, așa că atunci când îl vezi pe unul că devine brusc politician, he begins to form cliques within the church. Și începe să formeze bisericuțe în biserică. He begins to form smaller groups within the church. Să formeze aceste grupuri mici în biserică. Who are usually against what the pastor is doing and what the pastor is saying. Care de obicei sunt împotriva viziunii pastorului și a ceea ce biserica respectivă face. He begins to form political groupings. Dintr-o dată este un formator de grupuri politice. After the pastor has finished preaching, după ce pastorul își termină mesajul, el vine și își întreabă grupulețul, bisericuța, what do you think about the message today? Ce părere ai tu despre mesajul de azi? What do you think about the message? Care e părerea ta? Don't you think he should have used more verses? Nu crezi că a folosit prea multe versete din Scriptură? Don't you think the verses were too many? Sau a folosit prea puține versete din Scriptură, i-a pus-o invers? What do you think about the message? Care e părerea ta în general despre mesaj? This new message the pastor is preaching about speaking in tongues, don't you think it's too much? Mesajul ăsta nou despre vorbirea în limbi, nu crezi că e prea mult? Don't you think instead of preaching about speaking in tongues, he should be preaching about winning souls? Nu crezi că vorbește prea mult despre vorbirea în limbi și ar trebui să vorbească mai mult despre câștigarea sufletelor pentru Hristos? You see, he has become an opinion leader. Dintr-o dată, omul ăsta a devenit un lider de opinie. Opinion leaders are people at stage 5. That is the political stage. Liderii de opinie sunt oameni în stadiul 5 al neloialității. Because 1 Corinthians 1 and verse 10 says that we must have the same mind and the same judgment. Pentru că 1 Corinteni 1 cu 10, dacă nu mă înșel, spune că trebuie să avem aceeași minte și să fim în același duh. Well, if the church will be filled with love, loyalty, growing together, we must have the same mind and the same judgment on all issues. Atunci când biserica este credincioasă, atunci când biserica este plină de dragoste, atunci Biblia spune că trebuie să fim să avem aceeași să consimțim în ceea ce spunem și în ceea ce judecăm împreună. It is better to leave a church than to stay there and become demonized and progress to a political stage. E mai bine ca persoana respectivă să plece din biserica respectivă decât să ajungă un politician care deschide uși spre demonic. You will see Absalom. Dacă îl urmărim pe Absalom, again, when he reached the political stage, el a ajuns la stadiul de politician. He used to stand outside his father's office. Stătea undeva în afara biroului tatălui său. And when people are coming to see the king, și când venea un om ca să aibă o întrevedere cu regele, he would be telling them, el îl oprea. If only the king would appoint an assistant to help him. Chiar dacă era desemnat un asistent al regelui să-l ajute pe omul respectiv, intervenea Absalom acolo. You people wouldn't have to be here for a long time. Poate că ar trebui să aștepți prea mult aici. But the king has no assistant. Dar vezi, regele nu are timp de tine, nici nu și-a pus asistenți care să... The king has no helper. Nu are niciun ajutor regele care să se ocupe de tine. So look at the way we are all struggling. Și începea să discute cu omul vis-a-vis de problemele lui. You see that in 2 Samuel chapter 15 verse 2 and 3. În 2 Samuel capitolul 15 versetele 2 și 3. Is that if only the king will have time or the king will have an assistant. 2 Samuel 15 verse 3.
L-a spus sus. Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Wow! Wow! And then you see in verse 6. Și apoi în versetul 6. The Bible says that Saul Absalom stole the hearts of the men of Israel. Și spune aici, Absalom se purta așa cu toți acei din Israel care veneau să ceară dreptate împăratului. When people get to the political stage, când oamenii ajung în stadiul de politician, and it's not stopped in the church, și nu se opresc aici în biserică, they win people to their side. Încep să îi atragă pe oameni de partea lor. That is how breakups happen. Și în felul ăsta biserica se rupe. That's how people are able to destroy a church. Și în felul ăsta o biserică este distrusă. Because before you realize the choir leader, the leader of the choir is saying to the pastor, I feel like I want to leave the church. And then when he goes, you think he's going alone, but he goes with the whole choir because he's used the political spirit to convince all the choristers to follow him to go and start another church. Așa că dacă liderul de cor, dirijorul de cor, ajunge la stadiul 5, al stadiul politic sau al politicianului și el vine la păstor și spune eu tocmai am decis să plec din această biserică. Când el va pleca, nu va pleca singur, va pleca cu tot corul. I hope none of us here started your church by spoiling somebody's church. Sper că nu s-a ajuns în cazul nimănui la acest stadiu în biserica voastră. You don't break down somebody's building and collect the bricks and go and build your house with it. Nu poți să distrugi clădirea cuiva și apoi să strângi cărămizile și te duci să zidești cu cărămizile respective o altă clădire. It's not a blessing. Asta nu e o binecuvântare. It's not a blessing. Asta nu e o binecuvântare. That somebody is in his house. Dacă cineva este în această casă. Then you break this wall. You break the whole wall down. Și începe să dărâme zidurile. And then you collect the bricks. Și apoi persoana respectivă să le colecteze. And you go and build your own house. Și să se ducă să-și construiască propria casă. And you expect to live in it peacefully, happily ever after. Dacă tu ești în această situație, nu te poți aștepta ca după aceea să fii binecuvântat și să trăiești în pace. Amen. Amen. Now, number 6. Numărul 6. The sixth stage. We have 5 minutes to end. Al șaselea stadiu sau al șaselea stadiu. Stage number 6 is deception. Nu știu, amăgire probabil ar fi cel mai potrivit termen pentru deception. Amăgire. By the time the person crosses the political stage. Când omul respectiv trece de stadiul politic, he is now deceived. Acum el este înșelat. Because now he has people that he can talk to. Acum el are oameni cu care vorbește. Sometimes he is just talking to two or three people. That is his wife and his children. Uneori în jurul lui sunt doar câțiva, soția și câțiva sau copiii lui. And then he'll be saying to the pastor that a lot of people are saying in the church. Și apoi tot mai mulți oameni încep să-l urmeze. A lot of people are saying. A lot of people think that something is not nice in the church. I didn't get it. A lot. He'll be saying that a lot. That is many people are saying that something is not right in the church. Și apoi dintr-o dată mai mulți oameni spun că ceva nu este în regulă în biserică. But he's only talking about himself and his wife. Dar el de fapt, el spune că mulți oameni din biserică, am prins-o acum, nu sunt mulțumiți de ce se întâmplă în biserică. Dar de fapt e vorba despre el, de soția lui și vreo doi prunci cât are. So that leads him straight into the sixth stage, which is deception. Și acest om, practic, a intrat în al șaselea stadiu al căii spre neloialitate, care este stadiul amăgirii sau înșelării. When somebody is deceived, the person believes in a lie. Când cineva este înșelat, persoana respectivă crede în o minciună. Stage 7. Stadiul 7. I have to run through now. 7 stages, open rebellion. Stadiul 7 este pe față, mulțumesc, asta era termenul, da. Răzvrătire pe față. After they are deceived, now it's open rebellion. Nu mai este doar înșelat acum, este răzvrătit așa pe față. That's when they break away and they break off. Este dispus să se rupă de biserica respectivă. It's like, now I'm going. Și acum omul respectiv spune, acum sunt gata, acum plec. Four examples of people who rebelled openly. Number 1 is Lucifer.
Lucifer este un exemplu de om care sau de persoană care și-a arătat răzvrătirea pe față. In Revelation 12 and verse 7, he rebelled openly in heaven. Biblia spune că el s-a răzvrătit în cer. Number 2 is Absalom. Apoi Absalom he fought against his own father. A ajuns să lupte împotriva propriului său tată. In 2 Samuel chapter 16 and verse 1 you see Absalom he fought against his own father. 2 Samuel 16:1 aflăm că a luptat împotriva propriului său tată, s-a ridicat împotriva propriului său tată. Number 3 is Absalom tried to become his father. Apoi Absalom, al treilea exemplu, în momentul în care Absalom încearcă să ia locul tatălui său. In 2 Samuel chapter 16 and verse 22. 2 Samuel 16:22. He took all his father's concubines. A luat toate țiitoarele, concubinele tatălui său. And slept with them in public. Și s-a culcat cu ele. Like now he wants to be his father. Acum eu tocmai i-am luat locul tatălui meu. He didn't even hide to do it. He did it in public. Și nici măcar nu s-a ascuns, ci a făcut-o în public. And then number 4 is that Judas betrayed and fought against his lord, his master. That's Matthew chapter 26 verse 47. Un al patrulea exemplu este Iuda, cel care s-a ridicat și l-a trădat pe propriul său rabin, pe propriul său învățător. And the final stage of disloyalty. Și ultimul stadiu al neloialității este is execution. 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 Where you be killed. Execuție. Dar okay, execuția. Mm-hmm. Okay. To execute is. Yeah. Okay. Stadiul execuției. Execution, yes. Where you die. Atunci când mori. The end of all rebels are the same. Sfârșitul tuturor rebelilor este același. The end of all rebellious people are the same. Sfârșitul tuturor celor care se răzvrătesc este același. They never end well. Niciodată nu sfârșesc bine. They never end blessed. Niciodată nu sfârșesc în binecuvântare. They never end prosperous. Niciodată nu sfârșesc în bunăstare. Examples of people who ended up with execution and the rebels and their end. Number 1 is Lucifer. 2 is Absalom. 3 is Ahithophel. 4 is Shimei. 5 is Adonijah. And 6 is Judas. Okay. Exemplu de oameni care au sfârșit prin a fi executați datorită rebeliunii lor. Lucifer. Absalom, Lucifer, Ahithophel. Shimei. Yes. Și Adonia și Iuda. Yes. It's all in the book I've given to you. Le găsiți asta în cărțile pe care tocmai le-ați primit. It's all listed there. Este acolo toată lista. All of them have the same end. Toți au avut același sfârșit. Which is execution. Și anume au fost executați. The end of a rebel is not a good end. Sfârșitul unui rebel nu este niciodată un sfârșit bun. Let's stand to our feet and pray. Haideți să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Hallelujah. Hallelujah. I wanted to pray for yourself again just for 1 minute. Aș vrea să vă rugați pentru voi înșivă câteva momente. You will never be a disloyal person. Aș vrea să rostiți peste voi că nu veți fi niciodată neloiali. And disloyalty will not flourish in your church and ministry. Și lipsa de loialitate nu va înflori, nu va crește niciodată în viețile voastre. If you see yourself in any of these stages, pray that God will heal you. Dacă vă aflați în vreunul din stadiile pe care le-am prezentat mai devreme, rugați-vă și cereți de la Domnul vindecare. And you will not follow through to the end. Nu veți continua pe această cale a lipsei de loialitate. Pray for yourself. Rugați-vă pentru voi înșivă. Pray for yourself. Rugați-vă pentru voi înșivă. Pray for yourself. Rugați-vă pentru voi înșivă. Pray that God will heal you. Rugați-vă ca Domnul să aducă vindecare. Pray that God will deliver you. Ca Domnul să aducă eliberare. From disloyalty. De orice formă de neloialitate. And from rebellious people. Și de orice rebeliune. That your church and your ministry will not be destroyed because of this loyalty. Și rostiți că bisericile voastre nu vor fi distruse de lipsa de loialitate. Jesus. Îți mulțumim, Iisus. Mulțumim, Iisus. Thank you, Jesus. Îți mulțumim, Iisus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Îți mulțumim, thank you, Lord. Thank you for your power. Thank you for your power. Thank you for your power. Thank you, Jesus. Îți mulțumim, Iisus. Thank you, Jesus. Thank you that the power of demons and disloyal devils are bound today in the name of Jesus. Puterea demonilor și a dracilor care aduc lipsă de loialitate este frântă în numele lui Iisus Hristos. Thank you, Jesus. Îți mulțumim, Iisus. Thank you, Jesus. Lift up your two hands as we pray. Haideți să ne ridicăm mâinile. Father, thank you for
this afternoon. Tată, îți mulțumim pentru această după-amiază. Thank you for your word, Lord. Îți mulțumim pentru ceea ce ne-ai dat. Lord, these precious servants of yours, Lord. Îți mulțumesc pentru acest slujitor prețios ai tăi. Bless them, O God. Binecuvintează-i, Doamne. Deliver them from rebellion. Și eliberează-i de orice formă de rebeliune. Deliver them from rebellious members, Lord. Și de orice formă de rebeliune care ar cuprinde membrii lor. Deliver them from rebellious associates, Lord. Sau asociaților. Let devils of church destruction assigned against their lives be bound in Jesus' name. Și orice demon care a încercat să aducă rebeliune să fie legat în numele lui Iisus Hristos. Let their churches be established, Lord. Și bisericile să fie stabile. Let their churches grow and expand, O God. Și bisericile lor să crească. Let their churches increase, O God. Să crească. And let them experience a blessing of church growth. Și ei să experimenteze binecuvântarea creșterii în bisericile lor. In Jesus' name. În numele lui Iisus Hristos. And give the Lord a mighty hand clap. Haideți să îl binecuvântăm pe Domnul. God bless you. Domnul să vă binecuvinteze. Please take your seats. Vă rog să reluați locurile. And welcome Pastor Razvan. Îl primim bine pe fratele Răzvan. Aș vrea să-i traduci un pic ce spun. Cred că deja suntem în consens și am asentimentul vostru să le mulțumim pentru mesajul pe care îl aduc în trupul lui Hristos. Istoria României e plină de trădare. Cum s-a ridicat cineva? Spuneți-mi dacă știți în istorie, 5 conducători care au murit de bătrânețe. În istoria noastră, găsiți 5? Nu au zic 10, ce 10? 5. Găsiți care au murit fără să fie înjunghiați, fără să fie un complot? Găsiți? A venit Alice Smith cu Eddie Smith, niște oameni ai lui Dumnezeu, la o conferință, au fost și la noi, și ca niște mijlocitori guvernamentali ce sunt, s-au informat despre istoria României ca să facă punte, să intre în contact spiritual cu noi și să ne binecuvânteze cum să cade. Și a pomenit de Mihai Viteazu. Ia. Și a zis, trebuie să se mai ridice conducători ca Mihai Viteazul, să vă unească. Nimeni n-a zis amin. Zice, ea zice, am greșit sala, v-am zis, dă, conducători, vă zic, noi nici pai noștri nu știm să-i aplaudăm, nu știm onora, nu știm prețui, e timpul să se schimbe asta. Și se schimbă, să știți. Felul în care... Deci românii și-au împușcat președintele de Crăciun. Acum, nu noi, că ăștia cărora le era frică, nu cumva să se descopere că i-au fost fideli și așa mai departe. Dar una peste alta ne facem vinovați de felul în care ne tratăm liderii. Acum, când a murit regele Mihai, s-a schimbat ceva. Și știți de ce s-a schimbat? Pentru că România este pe punctul, eu cred că e dincolo de punctul, cred că a intrat în menire. Noi avem un destin de neam, dragilor. George Markakis, un mare profet al Europei, din zilele noastre, a venit cu o echipă și ne-a spus încadrarea în timp. A venit cu o echipă de profeți și a zis, noi monitorizăm țările Europei și acum e rândul vostru și felul în care vă veți raporta la Israel va ca națiune și ca biserică va decide intrarea voastră în destin sau nu. Biserica a știut să se raporteze la Israel și sunt semne din toată țara și Sorin Grindeanu, ministrul ăsta contestat,
Cât a fost? Poftim? Poftim? Da, eram pe punctul de a spune asta dacă m-ați fi lăsat. Dar neîncrederea asta, neîncrederea. Sorin Grindea, păi nu, dar voi v-ați dezis de el, dar noi l-am apreciat. Și să vă spun, eram în Timișoara, făceam emisiune cu Willem Glashauer, De ce Israel, în timp ce noi filmam episod după episod cu acest apostol al relațiilor bune între biserică și Israel, Sorin Grindea nu se duce în Israel într-o delegație fulger și a semnat în procedură de urgență, zici că îl mâna cineva niște acorduri foarte bune cu Israel. Și noi ziceam, slavă Domnului. Noi știam că se întâmplă. Și mai mult, sunt prea mulți proroci, prea mulți oameni ai lui Dumnezeu, care au spus că România are un rol cheie în trezirea din Europa. Mulți au spus asta. A spus-o Jean-Luc Traxel, a spus-o la Alba Iulia și a spus-o la București, Jean-Luc Traxel, a zis, n-aș fi venit, a spus-o Mateus van der Steyn, care e fratele lui de cruce, așa, au spus-o proroci, profeți, care a spus-o Alice Smith, a spus-o Cindy Jacobs, a spus-o recent și Chuck Pierce, care a fost la Timișoara. Dar, dragilor, nu se poate să intrăm în destinul de neam fără loialitate. Cum vreți? Cum? Dacă eu cred că numai Bucureștiul e important, cum? Dacă Dumnezeu începe trezirea la Rupea, eu, slavă Domnului, este principiul, trebuie să învățăm principiul loialității, principiul respectului, cultura onoarei. Noi numim asta principiul notătorului. Când un deget al unui notător atinge senzorul de final de cursă, tot corpul e declarat învingător. Dacă cei din Cluj ne depășesc în ceva și ei sunt primii care au găsit. Noi trebuie, în loc să fim neloiali, lasă că facem și noi, că ei nu sunt. Dacă altcineva înaintea ta câștigă o biruință, prin faptul că ești loial, te conectezi. Un deget poate să câștige biruință pentru tot trupul. Și atunci, prin loialitate, prin respect, avem acces. Predic mai bine decât aminul vostru, dar a fost decât un. Lăudați să fie Domnul. Pentru că mai avem ceva, noi lucrăm cu patru bucătari, cu un așa, și pentru că vreau să-i onorez și să-i susțin pe cei care muncesc în greu și mai au un pic. Este aici cu noi Adi Fișcă și vrem să îl onorăm și pe el. Domnul, să te binecuvânteze, dacă vrei să vii. Vino să ne spui de evenimentul cu John și Lisa Bevere. Până vine el să vă dea detalii, am fost și eu mandatat într-un fel și rugat de Oli, Luciano Niga, da? Să vă transmit asta. 29-30 iunie va veni la București, la Rome Expo, această familie de lucrători, John și Lisa Bevere. Și noi am promis sprijin,
noi ca biserică, dar e bine să aflăm toți. Și vreau să-l las pe Adi să ne dea, după ce ne spune Adi despre acest proiect, fratele Sami Caba ne mai spune de un proiect despre tabăra campionii și noi cu bucurie celebrăm ce fac alții cu loialitate, respect, învățăm. Amin. Amin. Mulțumesc pentru oportunitate. Foarte pe scurt, data de 29-30 iunie, sala Romexpo, John și Lisa Bevier. Ar fi trebuit să... O sală. Ei vor pregăti o sală specială, nu știu, cred că au mai multe. Undeva la 2000-2500 maxim. A fost foarte greu să găsim o sală, am încercat să dăm peste o sală polivalentă, nu... Da, e vorba de... Dacă sunt... E vorba de pavilionul central la 2500 de locuri, deci este o premieră. Intrăm în pavilionul central, că până acum ne-am tot dus sala Titulescu, sala... Dar intrăm, cucerim pavilionul central, amin. Deci sala este închiriată, deja puteți să anunțați în bisericile dumneavoastră, prietenii dumneavoastră, rețelele de socializare pe care le gestionați, le administrați, anunțați lucrul acesta. Evenimentul este pentru toată lumea deopotrivă, tineri, vârstnici, toată lumea este invitată. Rezervați această dată și vă așteptăm cu drag. Detalii vor fi anunțate pe parcurs. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Adi! Fratele Sami ne prezintă un proiect de vară, nu? Tabăra campion sau ce ne zici? Tabăra campionii? Ok. La tabăra campionii suntem și noi implicați și... O să pună poze, dacă până când vorbim. Este un eveniment foarte bun. Nu este o alternativă concurențială cu tabăra Hristos pentru România pe care susținea Nicu. Apropo, ne rugăm pentru Nicu în continuare și credem că Domnul îl ridică mai mult decât biruitor din toate astea, amin. Nu facem lucruri în competiție, așa, fratele Nicu a fost la tabăra campionii anul trecut, deci nu ne-a venit vreo idee, apropo, de loialitate și neloialitate, nu ne-a venit ideea, hai să facem noi ceva... Da? Și las pe fratele Sami să spună, e și fratele Relu Bahnaru cu Deo Gloria, că ei sunt timpuri, noi îi ajutăm. Ei sunt artizanii. Ne-au luat și pe noi ca să fim sub ei. Asta era ideea. Da. Suntem musafiri, așa că nu ce nimica. Dar ideea este că mi-am păstrat microfon, că dacă... Chestia că pentru noi e o binecuvântare, că Biserica Rău Vieții se implică într-un mod excelent și... Cam ce fel de binecuvântare? Mai exact, anul trecut s-a ocupat de mâncare. Da. Deci una mare, una mare. Dar să știți că este o bucurie să vedem că vin tineri și fără să programăm noi din stat, vin părinți împreună cu tinerii. Știu că de obicei tinerii își doresc să fie singuri, dar au timpul lor în care, pe lângă timpul de învățătură, pe lângă timpul în care avem seminarii, avem timpul în care petrecem timp împreună și am văzut mărturii frumoase, părinți cu copiilor, adolescenți, pentru că avem tabere care funcționează bine părinți-copii, dar nu părinți-adolescenți-tineri în tabără împreună. Nu era din start lucrul acesta, dar am văzut că în ultimii 2 ani au venit mai mulți părinți și să știți că este un timp binecuvântat. Tabăra aceasta este undeva în a doua parte a lunii august. Am avut-o la INU de Bihor,
la Kingsland, dar nu e obligatoriu să rămânem acolo, încă n-am discutat cu fratele Răzvan și fratele Relu despre o nouă locație sau despre... În fine, ideea este ca și proiect, să știți că este în a doua parte a lunii august și ne-am bucurat să fiți parte din ea. Dacă vreți mai multe detalii, vă putem sta la dispoziție. Ideea este că este un proiect care vizează și relațiile dintre părinți și tineri. Dar totodată un timp în care și să avem un timp de relaxare, un timp în care să ne cunoaștem mai bine și eu cred că merită să încercați să veniți și să veniți împreună cu copiii dumneavoastră, cu adolescenții, cu tineri și să spuneți în biserică dumneavoastră. Sunt mai multe informații pe tabăra Conferința Campionii, pagina de pe Facebook, care o găsiți acolo și materialele și seminarele care au fost acolo. Și trebuie să menționez faptul că anul trecut a fost și o ediție în Italia, unde a fost tot aceeași echipă și am avut tot timp binecuvântat în Italia, în iunie. Iar anul trecut a fost și o ediție de junior, de copii, la Căsoaia, cred că, mă duc aminte. Dar ceea ce este important este că această tabără este urmată de o conferință... Căsoaia e mama lui Căsuța? Nu, Căsoaia este un resort turistic. Am înțeles. Da, foarte cunoscut. Deci, ideea este că această tabără este urmată de un follow-up de o conferință care a fost în ultimii doi ani la Brașov, la Centrul Creștin Brașov, undeva în luna octombrie. Mai multe informații pe pagina noastră a conferinței Tabăra Campionii și totodată vreau să anunț foarte pe scurt, discutam cu pastor Dela despre o conferință despre loialitate cu aceeași echipă. Încă nu s-a finalizat nimic, nu s-a concretizat, dar probabil în primul weekend din iunie, dar încă nu este ceva stabilit. Să știți că mă bucur foarte mult de ce se întâmplă aici și mă bucur mult că avem această învățătură. Trebuie să o învățăm, să o prețuim, noi ca și pastor, și trebuie să ne rugăm pentru astfel de oameni. Dumnezeu să-i binecuvinteze și mulțumesc mult pentru toți cei care au ajutat să răsărătumească această învățătură, aceste cărți, și vreau să fac o recomandare. Acel set, că am văzut că vă puneți în întrebare, acest set este un preț foarte ieftin, preț promoțional de 280 de lei. Am militat la sora de la să fie la un preț bun, pentru că este pentru prima dată în România sub forma aceasta, setul acesta. Tot setul acesta de cărți, nu o carte sau nu o parte din cărți, deci tot setul este de 280 de lei. Nu au multe seturi, doar vreo 60. Eu vă spun că ce rămâne le iau eu. Deci gândiți-vă la ele și merită. E tot setul, 280 de lei. Vă spun că pe ei au costat mai mult. Deci o parte din el este sponsorizat de ei. Deci tot setul este 280 și este foarte ieftin. Vreau să mulțumim Domnului pe această cale, pentru cei care sponsorizează aceste materiale și să știți că fac o treabă excelentă. Dumnezeu să binecuvinteze. Amen. Amen. O să vă rog să ne ajutați un pic. Când îl vedeți pe fratele Timotei, nu-l văd acum, dar diseară sigur va reveni în formație. Puneți un cuvânt de apreciere, că fiecare mapă și calendar și bloc de notițe este donat cu dragoste și una e să fie cu nu știu ce peisaje și alta e să fie cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa? Dar acum vreau să le strângeți cumva, să facem loc la ceea ce așteptăm cu mare interes. Și vă rugăm frumos să ne ajutați voi înșivă și să luați din farfuriuțele alea, să vi le repartizați la masă, ca să ne puteți facilita și nouă servirea.